Avertisment de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. A crescut riscul în regiunea europeană de cazuri de boli transmise de țânțari, inclusiv Zika și virusul West Nile. În legătură directă cu noi este doctorul Tudor Ciuhodaru. Mulțumesc, domnule doctor, pentru intervenția la Decisiv. De obicei, pentru noi, ciupiturile de țânțari sunt banale. Când ar trebui să ne îngrijoreze? Asta vreau să vă spun, nu neglijați niciodată înțepăturile de țânțar, pentru că se pot transmite și boli, unele dintre ele letale, iar sunt 5 semne de alarmă care ar trebui să ne indice prezentarea la spital, mai ales că vedeți și dumneavoastră, nu mai vorbim de rarități când despre West Nile sau despre Zika. Atunci când avem febră mare, când doare capul, când vărsăm, când apar tulburările de vedere, fotofobia, când se alterează starea generală în interval de 2-3 zile după o înțepătură de țânțar, este un clar semnal de alarmă că am putea dezvolta o neuroviroză de tipul, dacă vreți, al West Nile, care necesită tratament de urgență. Și atenție, mare atenție, vorbim despre țânțari care au ajuns în Europa. Nu e o noutate că acest țânțar tigru este în București, de prin 2012. Iar noi, dacă vorbim despre epidemii de West Nile, am mai avut astfel de cazuri, dacă mai țin eu bine minte. Tot prin 1996, cea mai severă afectare cu West Nile a fost în România. Eu, în schimb, o să vă spun niște lucruri mult mai importante, pentru că prevenția este cea mai importantă și nu vrem să fim înțepați, mușcați sau ce mai vreți dumneavoastră de diverse insecte, iar cel mai important este să încercăm să eliminăm toate sursele de apă, apa care băltește în subsolul, pe lângă casă, vă dați seama că este zona în care se înmulțesc țânțarii. Ar trebui să evităm să intrăm în contact cu aceste insecte supărătoare și, în general, intervalul de maximă activitate a acestora este de seara până dimineața. Dar țineți cont că acest țânțar tigru este mai orientat. Zboară și în timpul zilei, nu se ferește de lumină, zboară la înălțime mică și ne poate mușca, iar înțepăturile sunt extrem de pruriginoase. Pe de altă parte, a utiliza plasele de țânțari, a verifica integritatea plaselor de țânțari este o măsură elementară de prevenție și există la ora actuală tot felul de soluții, deci repelenți care se pot aplica pe piele și care pot îndepărta aceste insecte. Atenție la dietiltoluamidă, la icaridin, concentrația trebuie să fie de minim 20%, dar nu utilizați astfel de substanțe de tipul pe bază de permetrin decât pentru obiecte și mai ales atenție la cei mici, pentru că ei pot dezvolta reacții alergice și este bine să consultați și să verificați cu mare atenție indicațiile producătorului. Așa că una peste alta, sunt mai multe înțepături de țânțar, posibil, dar prevenția este cea mai importantă și țineți cont că se pot transmite foarte multe tipuri de infecție, mai ales de tip viral, prin aceste înțepături, iar pe de altă parte nu există tratament prevenția, specific, nu da, se prevenția este cea mai importantă.